Două prietene, Silvana și Andrada, fică și mamă, mamă și fică, au venit în platoul nostru, așa cum ne obișnuiesc de fiecare dată când le rugăm. Bine ați venit și vă mulțumim tare mult! Bine te-am regăsit! Că e o mare bucurie pentru noi să vă vedem. Acum, sigur, Andrada a crescut cumva sub ochii mei și am văzut-o de când era mititică până în momentul ăsta, când are câți ani ai? Cam 14. Da. E o vârstă complicată. Decât că dau examene, că în rest e o vârstă foarte frumoasă și cred că mulți copii se bucură de ea și o vârstă pe care eu am așteptat-o. De ce? Am vrut să-mi fac buletinul. Stai un pic să vezi cum o să fie când o să fii majoră și atunci mami ce o să mai facă? Ce o să faci când o să fie fata ta majoră? Să știi că m-am temut de vârsta adolescenței, da, da. Mai ales că aveam o fată care urma să ajungă repejor către ea, însă bucuria mea enormă e că n-am o adolescentă dificilă deloc. Că-i cu minte, că învață foarte bine, că mă înțeleg cu ea. Are bursă de merit. Da, are bursă de merit. Că dacă nu-l auzi eu, l-aud eu. Da, e preferata profesorilor, că e firesc să fie așa, are profesori foarte buni, da, și da, ea da. E dedicată învățării, urmează examenul și cam are emoții pentru asta, mai puțin, într-o lună și un pic de examen. Da, e adevărat, numai că o să fie minunat, o să vezi. Cum vă înțelegeți în perioada asta a adolescenței? Pentru că multe familii se plâng că au apărut mici divergențe între mamă și fiică sau tată și fiu sau între toată lumea și toată lumea. Pentru că la vârsta asta copiii au senzația că le știu pe toate și că noi, părinților, am cam rămas în urmă. Și sunt adevăruri care nu se schimbă în ciuda vremurilor. Da, deși vremurile se schimbă și da, generațiile da, da. Se schimbă, acum mă gândesc că totul e amplificat și de platformele acestea, absolut. TikTok și toate celelalte unde îi văd o grămadă de lucruri, dar, slavă Domnului, Andrada știe foarte bine să fie matură, dacă vrei, să facă diferența între ce e bine și ce nu e bine, fără să fie nevoie chiar eu să îi spun sau să-i atrag atenția, n-ai voie să faci un lucru sau n-ai voie să faci celălalt lucru. Dar mai acceptai să-ți spună mami, n-ai voie? Acum, da, înțeleg că poate nu am voie să fac unele lucruri. Eu nu doresc, în general, să fac lucruri din acestea extravagante. Da. Eu chiar nici nu prea ies din casă cu oameni care nu-mi plac, adică mai mult stau în casă, prefer să citesc o carte, nu știu. Ok. Deci are momente în care citește foarte mult. Eu i-am crescut, de fapt, pe toți cam în aceeași manieră. Am vrut să fiu prietenă cu ei, să povestim, să ne spunem problemele unul celuilalt și totodată am fost și mamă, adică am fost o mamă permisivă, da, nu foarte autoritară. Exact. Nici lipsită de autoritate, adică atunci dar când mă supăr. Zbir. Da, e clar, m-am supărat și trebuie să se facă, nu știu, ca și mine, dar nu exagerez cu asta, nu exagerez cu rolul de mamă, cum nici cu cel de prietenă nu exagerez. Am reușit să creez un echilibru, da, da. Acum, tu ai TikTok, nu? N-am mai intrat pe TikTok. N-ai mai intrat, nu? Dar pe ce platformă acționezi? Mai stau pe Instagram câteodată, da. Dar nu prea am timp de obicei. Am teme, mai mă duc la școală, la meditație și nu prea am timp să mai stau. Vai, fetiță, ești o raritate. Aici rămâi, la emisiune, nu-ți mai dăm drumul. Acum știi că ea se schimbă de la un an la altul, dacă ți-amintești, anul trecut era puțin mai diferit, așa, părea mai extravagantă pentru cei care ne priveau de acasă, însă eu știam că nu e și așa. Eu știam. Dar s-a mai domolit și din punctul ăsta de vedere și e mult mai matură, mult mai matură decât și stai să vezi că în timp lucrurile vor merge din ce în ce mai bine. E genul de copil, adolescent, iată că nu mai e copil, care știe foarte bine ce e valoros, ce nu are valoare, către ce să se îndrepte și prezintă interes și ce nu merită să-și, pe ce nu merită să-și irosească energia, timpul. Noi deseori vorbim despre relațiile, nu știu, interumane, despre cum sunt oamenii, despre calitatea lor. Uh-huh. Și ea cam știe de la ce să se aștepte, nu știu, de la oricine. În momentele astea mă gândesc la voi două, care țineți practic greu casă, atâta vreme cât Tincușor e plecat, soțul tău e plecat, trebuie să aveți grijă și de Anastasia și de Luca. Adică voi două sunteți o mamă mai mare și una mai mică, care trebuie să înglobați toată familia sub aura asta voastră de iubire. Aș vrea să fie mai puțin nervoasă uneori și să aibă timp și pentru ea, să-și aloce așa un pic de timp, să fie mai relaxată.
De asta aș vrea să dezobișnuiesc. Aia vreau și eu. N-a scoate. Bineînțeles, relaxată la 14 ani e contradicție în termeni. Andrada, nu mi-ar plăcea niciodată ca mama să... Să-mi ascundă tot așa ceva mare și să aflu de la o altă persoană. Foarte corect. Ea vrea să știe totul. Păi da, dar adevărul e că așa e, te simți jignit în momentul în care ți se ascunde ceva. Și Silvana, ca adolescentă, nu mi-ar plăcea ca fiica mea să... Să o apuce pe un drum greșit. Cred că ar fi tragedia vieții mele. Am pus suflet în ceea ce înseamnă educația acestor copii, m-am dedicat lor, i-am învățat tot ce am știut, eu am dat maxim din ce puteam, m-am străduit să fiu o mamă cât se poate de bună, nu știu cât am reușit, dar eu am făcut tot ce se putea și ar fi o mare dezamăgire pentru mine să apuce pe cine știe ce căi greșite. Mi-e foarte greu să cred că se va întâmpla asta, la ce văd nici eu. Nici mie, dar ipotetic vorbind, asta ar fi de netrecut pentru mine, ar fi suferința cumplită. Mai ai doi copii, ai și casa de întreținut, ai și de tine de ocupat, ai și de toate de făcut. Cum Dumnezeu faci? De tot reușești și mai treci și pe la mine pe la o cafea. Să știi că mi-este foarte greu. A fi mamă cu trei copii foarte, foarte greu. Adică e dificil de exprimat în cuvinte. Pentru că ei sunt trei copii de vârste total diferite. În etape de dezvoltare total diferite. Și în etapele tale diferite, pentru că nici tu nu mai ești aceeași persoană care erai atunci când ai avut-o pe Andrada, apoi pe Luca, apoi... Nu mai am nici răbdarea aceea pe care o aveam acum 10 ani, să spun. Mi-aș dori și eu pentru mine ceva mai multă liniște. Sunt într-o perioadă a vieții în care aș vrea să fiu mai așezat, așa, mai tind spre asta. Nu mai sunt... Nu-mi place viața tumultoasă, îmi place să stau mai liniștită, merg selectiv, foarte selectiv pe la emisiuni, îmi doresc să merg doar în anumite locuri, adică am încercat să fac doar ce e important cu mine și viața mea, lucrurile care rămân și care sunt cu adevărat benefice pentru sufletul meu, pentru dezvoltarea mea. Și atunci mi-e foarte greu să am timp de mine cu trei copii. Foarte dificil, dar de multe ori rămân în urmă. Ba cu curățenia, ba cu mâncarea, ba cu... Adică e greu să ții pasul cu toate lucrurile astea. Luca acum necesită și el foarte mult timp, pentru că a intrat în corul Tronos Junior al Patriarhiei Române. El vrea să devină preot, așa cum știi. Da. Și mulțumită domnului Mihail Bucă, cel care conduce Tronosul Mare, și domnului Ioan Balaban, face parte din Tronos Junior și au foarte multe evenimente. Chiar aseară... Trebuie să ți pasă și cu asta. Chiar aseară au avut la Biserica Sfântul Elefterie un eveniment absolut superb. Au avut spectacol la Sala Palatului. Ceva inimaginabil. Deci atât de frumos e și te încarcă spiritual atât de mult. Dar toate astea necesită timp. Timp de pregătire, timp de a merge cu el peste tot. Cu Andrada, de asemenea, trebuie să stau, pentru că și are nevoie de susținere, chiar și morală. Anastasia. Da? Iar Anastasia, nu mai povestim cu un copil mic, știți ce înseamnă. La 2 ani jumate ce să-i cerem. De la o doamnă extraordinar de atentă cu